Simon Petru, rob și apostol Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, harul și pacea să fie înmulțită prin cunoașterea lui Dumnezeu a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viață și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Versetul 4, prin care El ne-a dat făgăduințele. Ne-a dat făgăduințele, aleluia, promisiunile lui nespus de mari și scumpe. Accentuez aici pentru că o să vorbim, de fapt, o să vorbim despre făgăduințele lui Dumnezeu. El ne-a dat făgăduințele, promisiunile lui nespus de mari, cum sunt promisiunile lui Dumnezeu, nespus de mari și scumpe, slăviți să fie numele lui, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Deci prin promisiunile lui Dumnezeu, care sunt mari, care sunt extraordinare și care sunt sfinte și scumpe, să ne facem părtași firii dumnezeiești. Haideți să citim de data aceasta, deschidem și Isaia, capitolul 45, citim câteva versete, după care rugăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Isaia, capitolul 45, citim câteva versete și dorim ca Dumnezeu să ne vorbească. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână, ca să doboare neamuri înaintea lui și să deslege brâul împăraților, se deschide porțile ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netăzi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și vă rupă zăvoarele de fier. Îți voi da vistierii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume Dumnezeului Israel. Fiind un om supus acea slăbiciuni, ca și dumneavoastră, este bine să vă rugați pentru mine, pentru că avem o cam pe cea acesta, să facem o scurtă rugăciune ca Dumnezeu din cerul să ne vorbească. Doamne Sfinte, te rugăm în această dimineață să lași cugeta peste noi.